Hei, bună, dragilor! 2 martie, 2 martie, ora 12. Opriți-vă o clipă, ne conectăm o clipă. Oare cu ce ați năzuit, ce ați îndrăznit, ce ați înfăptuit până acum astăzi și ce aveți în gând mai departe? Eu sunt bucuroasă pentru că tocmai o parte dintre noi, cele doamnele de la workshop Femeia, Raluca, Mara, Elena și cu Adriana au fost în direct la Radio Timișoara și au vorbit despre workshop-ul Femeia și au vorbit atât de frumos și chiar mă gândeam, slavă lui Dumnezeu că mă soțesc de oameni atât de faini, la fel cum am acest gând și în această comunitate și în acest grup. Mă gândesc ce facem mai departe, cum mergem mai departe, suntem în provocarea care acum se termină, mai sunt vreo, cred că 17 zile și e gata provocarea noastră, poate mai împine un pic de atât. Mă gândesc cum rămânem mai departe împreună și ce năzuim împreună aici pe grup. Astăzi am avut un gând de dimineață, la ora 4, apropo, la ora 4 voi fi invitată în emisiunea lui Tania Tunaș la TVR, unde voi vorbi despre contextul actual și puterea de a merge mai departe și despre workshop-ul Femeia. Nu știu ce o să vorbesc, pentru că, în general, cu Tania nu discutăm înainte, dar te aștept cu drag pe pagina TVR Timișoara la ora 4 să ne conectăm și atunci împreună. Mulțumesc, Raluca, pentru că ai pus link cu intervenția voastră. Ați fost deosebit de calde și de blânde, cumva, și hotărâte în același timp de a merge înainte cu credință și cu putere. Ați vorbit foarte frumos. Am avut un gând de dimineață, un gând pe care cumva acest cuvânt al comuniunii și cooperării își face loc tot mai mult în mințile multora dintre noi. M-am gândit cum este corpul uman, pentru că am avut un context în care trebuia să vorbesc despre corpul uman. Cum suntem noi alcătuiți din celule și celulele formează țesuturi și aceste țesuturi dau naștere la organele din corpul nostru. Și organele din corpul nostru formează sisteme. Sistemul nervos, sistemul cardiovascular, sistemul circulator, sistemul renal, sistemul reproducător. Și toate aceste sisteme formează un întreg corp. Pornind de la celulă, țesut, organ, sistem, corp, organism întreg. Și pe lângă acestea, mai sunt, pe lângă celulele care pornesc și alcătuiesc toate acest context, imaginați-vă că mai sunt de 2-3 ori mai multe bacterii în corpul nostru. Și ce cooperare e musai să existe între aceste celule și între aceste celule din corpul nostru și bacteriile care ne înconjoară, ca noi să putem supraviețui, ca noi să ne desfășurăm viața cu bine. Imaginați-vă ce comuniune și ce cooperare trebuie să existe între bacteriile bune care populează organismul nostru și celulele din corpul nostru. Imaginați-vă ce bătălie se dă acolo între bacteriile bune și bacteriile rele, ce fel de cooperare există și ce schimb permanent, neîncetat, nu se supără între ele celulele din corpul nostru, sunt într-o permanentă comuniune și cooperare. Atât de mult mi-a plăcut să mă gândesc la acest context în care trecem prin o dezbinare de opinii, de înțelegeri, de păreri. Atât de fain ar fi să punem înaintea tuturor acestor opinii și dezbinări, să ne gândim la, de fapt, la cum ar fi să înțeleg că în celălalt se întâmplă ceva și are nevoie de ajutor, să înțeleg că supărarea, tot ceea ce se întâmplă și urlă într-un sens negativ în noi în ziua de astăzi este de fapt o nevoie de ajutor. Noi toți avem nevoie de ajutor. Cred cu tărie că suntem într-un proces de evoluție și că evoluția nu întotdeauna este la braț cu progresul. Și cred foarte tare că această comuniune și cooperare este semnificativ de nădejde pentru ca să aducem progresul în evoluția noastră în acest moment. Da, cred că putem greși calea, cred că am greșit calea. Cu siguranță sunt lucruri la care nu ne-am gândit și pe care le-am ignorat într-un egoism pe care l-am cultivat prin competiția pornită la școală, prin centrarea asupra noastră și asupra binelui și a stării noastre de mine și a ne fi bine. Dar cred că toate lucrurile astea se pot schimba și nădăjduiesc și am această convingere. Și vă îndemn să stați de vorbă în familie, așa cum am auzit-o pe Raluca vorbind adineauri, și atât de fain ai fost, Ralu, când ai vorbit despre această întâlnire, reuniune în familie seara, în care povestim cum a fost ziua noastră. Învățați-vă pe voi cei mari între voi și copiii voștri de lângă voi, acolo unde sunt,
Învățați-vă să vorbiți despre valorile pe care le cultivați de aici înainte. Și e musai ca această comuniune și cooperare pe care o avem în noi, cu care avem nevoie să trăim ființial, aici, în noi și lângă noi, este musai să inserăm această comuniune și cooperare ca și atribut, ca și valență în evoluție, în dezvoltare, în viețile noastre, dacă vreți. Sunt bucuroasă, sunt într-un shop Orange, mi-am luat un break scurt ca să vă, înainte să rezolv problemele care le-am de rezolvat aici, mă bucur foarte tare să vă văd, Elena, Mirabela, Ioana, Loredana, Nicoleta, Violeta, Paula, Vera, Gianina, mulțumesc din suflet, eu cu Gianina am lipsit astăzi de la interviul de la Radio Timișoara, bineînțeles motivate, dar fetele au făcut o treabă extraordinară împreună. Vă mulțumesc pentru conectare. Luați cu voi această poveste despre corpul nostru, despre celule, țesuturi, organe, sisteme, comuniunea întregului și cooperare. Doar așa putem, și nu e vorba de supraviețuit, este vorba de a ne reseta cumva, a ne schimba viziunea și perspectiva și a continua această călătorie împreună, poate într-un mod în care avem nevoie să o facem de aici înainte ca să răspim. Vă îmbrățișez, ne vedem la ora 4 cu Tania Tunaș pe TVR și ne vedem mâine. Bine, să aveți o zi în care nu uitați să respirați și să vă întrebați cum puteți străluci mai bine. Vă îmbrățișez. Let's shine together!